Ia uzi, se repetă vorbele astea. Doar în poze nu-l mai văd, doar în poze nu-l mai văd, îmi vine s-o fac prăpăt. Poartă raiului sorut, poartă raiului sorut, să-l iau în brațe, să-l pun. Tot din partea locomotorului de la Ianus își cere scuze pentru varul lui, pentru Anderson. Ia auzi ce zice. Nu mai am forță să strig, nu mai am forță să strig, de durere eu mă sting. Pentru Ramir, Ramir și pentru frații lui. Ia-o-s! Uștina de mușcăure, viața și puterea lui. Au ce spune strofa asta pentru scumpul, pentru cel mai supărat bunic și tată, pentru nepotul lui, pentru la mine. Doamne, ție șer părerea, Doamne, ție șer părerea, cu ce se alină durerea. Doamne, că doar Tu le știi pe toate, că doar Tu le știi pe toate, sufletul meu nu mai poate. Ia-uzi! Și am lacrimi pe obraz, și am lacrimi pe obraz, am traze de caz după necaz. Pentru măicuța lui, pentru luminiță. Ia-o! Și ce mai durerea, nu mai e nici luminiță. Luminiță ascultă-n coaca de-i ruga mintea. Din partea lui Melania, pentru măicuța ei, pentru ochii ei, și pentru nepotul ei, pentru Ramir, Dumnezeu să-i odihnească. De la Ianoș până la 100 de milioane pentru măicuța lui, pentru fetele ei,
pentru frățiorul lui și pentru tăicuțul lui, pentru puterea lui. Ia-o-s. Ce spune? Ce spune strofa asta și pentru luminița și pentru copiii ei? Ia-o-s. Atunci când pierzi o mamă, când atunci când pierzi o mamă, îți rămâne în suflet rană. Că e greu așa ceva, că e greu așa ceva, of, ce mare putere de la. Ia-o-zi. Mai mamă și-mi curg lacrimi de șir, din partea lui Lorena pentru măicuța ei, Dumnezeu să ierte, și pentru Ramin, Dumnezeu să-i odinească 50 de euro. Ia-o-zi. Mai mamă, lacrimile îmi curg șir, și cere scuze pentru socrul lui și pentru fata lui, pentru soacra lui, din toată inima. Ia-o-s. Băi, mamă, lacrimile îmi curg și băi, mamă, lacrimile îmi curg și să n-ai grijă de la mine. La suflet el spune că mi-e dor de el, supărat băieta ta nu-și găsește liniștea. Hai să zici rău. Ramire, te rog ceva să-mi apari în izbaptea. Cât poate să ducă Ianoș. Auzi. Tot de la Ianoș. Să jură pe scumpa lui. Dar pentru copiii mei, pentru familia mea și verii mei, că nu simt puteri. Vreau să marginalizez un pic la să mă gândesc că băiatul meu e acolo și să par situația. Așa. Mi-a zis o vorbă și va rămâne vorbă. E greu să zici ceea ce am zis, că una e una, alta e. Ce am aici, ce e aici, ce e aici,
este aici. Vreau să spun și eu pentru unchiul meu, pentru că el a zis, una e una, alta e alta. Ce e aici, va rămâne aici, ce e aici, rămâne aici. Corect. Iauzi. Ce spune Iaros? Ascultă la mine al meu. Ascultă la mine al meu. Că tu erai planul meu. Doamne, ce plan de curcat. Doamne, ce plan de curcat. Of, fără rabil m-a lăsat. Ia uite ce spune strofa asta. Așa de anuși. Ce spune cuvintele astea grele? Și cu inimioara tristă. Și cu inimioara tristă. Noi am să-l pătă cinerică. Să mă răcorească și eu. Frate, băiatul lui Ianuș a murit acum 6 ani în accident să de mașină. Să mă răcorească și astăzi e majoratul lui, făcea 18 ani astăzi. Nu vorbiți prost, vă rog frumos. De la Ianuș. Pentru Damir. Damir. Să mă repet o cuvintele astea, iau-ți. Și cu inima era tristă. De la copii e apă. Și cu inima era tristă. Voiam să-l văd cinerică. Iau-ți. Vroiam să-i fac nuntă mare. Vroiam să-i fac nuntă mare. Dar m-a lăsat cu supărare. Tot din partea lui Ianuș. Și pentru maicuța lui. Cea mai îndurerată mamă. Iau-ți. Doar ea știe ce e inima lui. Și poate și la lume.